Mulțumesc frumos că ați venit astăzi în frumoasa zi de toamnă argeșeană la Curtea de și este prima conferință de presă pe care o organizez. Mi-aș dori să avem în mod regulat astfel de discuții, astfel de conferințe de presă dar în care să ne alegem câte un subiect de interes pe care să-l să discutăm Nu îmi plac discuțiile foarte, foarte lungi, cu multe, cu multe subiecte Astăzi vreau să vă prezint și să discutăm despre bugetarea participativă După cum știți, orice societate, orice comunitate are nevoie de de comunicare, are nevoie de dialog. Iar pentru noi, inițiativa asta de bugetare participativă reprezintă o posibilitate, reprezintă un canal prin care comunitatea poate să spună care sunt nevoile, iar administrația locală, primăria, poate să înțeleagă direct de la cetățean în mod transparent care sunt uh, principalele uh, nevoi. Uh, e clar, cred, pentru toată lumea că oamenii sunt primii care știu care sunt nevoile uh, orașului lor, sunt primii care știu ce trebuie făcut uh, în uh, fiecare cartier. Uh, în uh, Strategia de dezvoltare a orașului Curtea de Arge, strategia aprobată acum două sau trei ședințe de Consiliu Local, este menționată o zonă de dezvoltare și anume guvernanța participativă. Bugetarea participativă, inițiativa asta liberală pe care noi am deblocat-o la începutul anului prin dialog împreună cu primăria și cu consilierii locali se înscrie în guvernanța participativă. E clar pentru toată lumea că e nevoie de dialog, comunitatea are nevoie de un canal deschis prin care să spună ce, ce nevoi sunt. În ultimele luni, de când am preluat funcția de președinte interimar la PNL Curtea Dargeș, tot ceea ce am făcut, am făcut din dorința de a schimba această stare de fapt, din dorința de a iniția o comunicare deschisă, eficientă cu cetățenii. Credem că trebuie să gândim diferit, credem că trebuie să comunicăm diferit, mult mai aplicat, mult mai eficient. Și astfel la PNL Curtea de vrem să ne ocupăm de proiecte serioase, de proiecte care să nasc nu într-un birou, ci vin direct de pe teren din, din cartiere Pentru mine e foarte important să avem dialog, să avem o negociere, să avem o discuție constructivă Astfel încât să putem să identificăm nevoile, să avem canalul prin care aceste nevoi să poată să fie transformate în proiecte. Veți spune, poate că bugetarea participativă nu este un lucru atât de important pentru municipiu în momentul de față, asta dat fiind și bugetul alocat, o sumă oarecum modestă, dar este un început. Este o metodă prin care cetățenii pot depune proiecte, ceea ce s-a și întâmplat Miercuri, când a fost termenul limită, au fost depuse de către diferiți colegi cetățeni Au fost depuse peste 7-8 proiecte Am aici o parte din ele, o să vă trimitem ulterior dacă doriți să le vedeți în detaliu, puteți să le consultați. E clar că comunitatea are nevoie să fie, să fie ascultată. E clar că oamenii vor să aibă un canal prin care să spună ce îi ce doare. Și faptul că au fost depuse proiectele astea care Veți vedea, se încadrează cumva într-o zonă de nevoi de bază. Este foarte, foarte important pentru echipa liberală de la Curtea de Argeș. Avem proiecte legate de iluminatul stradal. Sigur, ăstea țin de siguranță, cetățenii vor să fie lumină pe strada lor. Avem proiecte legate de terenurile de sport. Avem proiecte depuse de școli și de grădinițe legate de petrecerea în aer liber, de modul în care își petrec copiii timpul în aer liber. Astea sunt proiecte din zona de sport și educație, dar foarte important pentru noi sunt și proiecte legate de zona economică și turistică a orașului. Nu știu cât, câți dintre dumneavoastră știți, există un portal, există o aplicație pentru telefoane mobile în care businessurile locale, turismul local poate fi cunoscut, poate fi promovat. Aplicațiile astea nu sunt întotdeauna actualizate nu sunt întotdeauna promovate și astfel de proiecte au apărut de la cetățeni către noi Pe mine m-a bucurat foarte mult faptul că aveam posibilitatea asta și în momentul de față avem, lista asta de, de proiecte pe care cu care vom intra în etapa următoare a bugetării participative și anume va urma o evaluare a acestor proiecte. Probabil nu toate se încadrează în standardele stabilite prin regulamentul aprobat, însă sunt convins că având identificate aceste nevoi, primăria, consilierii locali vor face tot posibilul pe de de-o parte, ori să mai ajusteze un pic aceste proiecte astfel încât ele să fie eligibile, ori să înțeleagă nevoia de bază și atunci consilierii noștri locali vor încerca să propună amendamente la bugetul pentru 2023. Este clar că sunt nevoi de care trebuie ținut cont, este clar că bugetele estimate pentru aceste proiecte depășesc suma alocată prin bugetare participativă de 100.000 de lei cu TVA, însă sunt sigur că printr-o evaluare corectă și o prioritizare a cheltuielilor la primăria Curtea de Argeș vom găsi și mijloacele financiare să adresăm nevoile astea locale. O altă, o altă etapă foarte importantă este legată de prioritizarea acestor proiecte și anume etapa de vot. În regulamentul de bugetare participativă, în momentul de față, este prevăzut că un proiect trebuie să întâlnească 500 de voturi. Nu este un număr extraordinar de mare, nu e un număr extraordinar de mic. Cred că în modul ăsta se vor vedea clar care sunt prioritățile și ce vor alege argeșenii din lista asta de proiecte. Dar vă spun principalul câștig pentru moment din bugetarea participativă, așa cum este în momentul de față, este faptul că pornim un dialog, începem să implicăm societatea în astfel de, de proiecte și cred că ăsta este marele, marele câștig pentru moment. Fiind prima ediție, o să învățăm, sunt sigur că în anii următorii se va ajusta regulamentul astfel încât să cuprindă nevoile. De fapt, asta a fost și discuția avută cu conducerea primăriei. Cred că toată lumea și ar dori să aibă în înspre cetățeni, înspre societate un partener de dialog. Am văzut ședința de dezbatere a strategiei de dezvoltare a orașului pe 2021-2027. Nu au fost mai mult de 10 persoane în, în sală. Mi-aș dori foarte mult și vă rog să vă imaginați cum ar fi sala de ședințe în care să participe foarte mulți oameni, să spună puncte de vedere, să aibă argumente pro și contra ceea ce avem aici în documentul ăsta foarte important pentru dezvoltarea orașului. Cred că e momentul să înțeleagă toată lumea că nevoile cetățenilor trebuie să fie lege pentru administrația locală, pentru primar, pentru consilierii locali și din punctul meu de vedere consider că bugetarea participativă este o, prioritate. De asta am și vrut așa mult să o avem, să avem regulamentul aprobat, să avem anul ăsta desfășurarea primului, primului an. Cum vă spuneam la început, nu o să dureze foarte mult discuția. În încheiere vreau să punctez din perspectiva noastră, din perspectiva mea, care sunt principalele puncte, bugetarea participativă este o metodă de a comunica. Noi vom începe în perioada următoare și alte modalități de a comunica direct cu cetățenii. Ce avem acum ca și regulament nu este perfect, dar este ceva ce se poate îmbunătăți. Asta, iară, doar cu dialog constructiv, cu argumente pro și contra. Și etapa următoare pentru anul 2022 va fi validarea proiectelor și undeva în noiembrie etapa de vot. Atunci vom vedea și prioritățile din lista de proiecte.